Energiile negative noi le aducem, să știi. Pentru că noi venim cu starea, noi venim cu toată încărcătura pe care o luăm de peste zi și dacă nu reușim noi să ne lăsăm bagajul negativ la ușă, dincolo de ușă, vom veni cu el în casă și vom crea aceste presiuni negative, le vom crea cu siguranță. Pentru că ai văzut o casă de altfel în care intră doar cu pozitiv, ai văzut, ea te îmbrățișează. Da. Deci nu mai vrei să pleci, te simți bine, n-ai nicio problemă. Într-o casă unde oamenii stau cu presiune, unde se ceartă, unde nu există iubire. Da. Tu ai văzut, casa fără iubire e rece. Da. Spune că omul sfințește locul. Deci noi trebuie să învățăm ca lucrurile negative să le lăsăm dincolo de ușă. O să-ți dau voie să filmez mătura mea din colțul ușii. Am o mătură acolo, care o țin acolo cu ea, nu mătur, ea special paznicul de energie negativă, de a nu da voie energie negative să intre în casă. Sub prag am puse niște monezi. Pentru abundență? Pentru abundență. Pe care le-am băgat acolo, nu le mai scoate nimeni decât când s-o răsipi ușa. Așa. Așa. Fac sfeștanie obligatoriu o dată pe an, icoanele mele sunt aici, le vedeți, ce să zic, mai mult... Sfeștania în perioada postului, obligatoriu. Am înțeles că luna atunci martie, este cel mai bine. Da. În luna martie, întotdeauna, programare de sfeștanie, nu există să treacă un an să nu facem acest lucru. Mai atămâiem din când în când, mai aprindem bețișoare din astea, lumânări, mai aprind lumânare și... mai spun o rugăciune, că așa e bine să fie. Mai străpim cu aghiazma, cam asta e. Când vedem că se aglomerează energii negative, dar ai observat, când se face o congestie de energii negative, ba se sparge o ceașcă, ba se sparge o farfurie, ba se sparge o pahar. Deci astea sunt niște semne. Exact. Așa se descarcă. Care este semnul la dumneavoastră care vă spune că este multă energie negativă în casă? Spuneați că vă trec foarte mulți oameni pragul. Păi, problema este că începi să nu te simți confortabil, nu te simți bine, ai o stare de agitație, începi să nu poți să dormi. Dar, ți-am zis, totul e legat de foarte multe ori de noi, de persoana care locuiește acolo. Asta este... 100% valabil. Uite, noi de foarte multe ori mai facem chestia asta, mai schimb poziția mobilei prin casă. Mai greu mulți șfonieri care e făcut special pentru un colț acolo. Dar în rest mai mutăm o floare, o scaună, mai schimbăm lucrurile. Știi, schimbăm locul. Eu am o mania perdelelor, adică pentru mine chestia asta ca să vreau să-mi aduc un suflu proaspăt casei, proaspăt și curat, dar asta în afară de asta e să schimb ceva. Și atunci energia se îmbunătățește, că începe să-ți placă, să-ți iubești locul. Din tăcerea lumii pot culege armonii într-un fel pe care tu nu știi. Pentru abundență, pentru prosperitate, mai trebuie să și muncim, nu? Ui, cum? Ca să vină banul. Sigur, să nu creadă lumea că dacă respectă ceea ce spuneți dumneavoastră, gata, vin bani în portofel, fără să muncească și tot așa, nu? Să ducă să muncească, să vezi cum vin banii. Deci nu e nicio problemă. Pentru abundență. Pentru abundență îți găsești un serviciu bun, știi? Într-adevăr, e să ai noroc la bani. Că mulți fac, dar nu se țin de ei. Norocul acesta ne-l facem și noi sau... Îi atragem, pentru că de foarte multe ori nu trebuie să cheltuim toți banii niciodată de portofel. Întotdeauna în portofel trebuie să rămână bani. Că e un leu, că 10 bani, că 50 de bani, trebuie să rămână bani în portofel. Deci că nu mai am niciun ban în portofel. Nu, în portofel niciodată să nu cheltuim ultimul ban. Uite, să ne punem niște bănuți sub covor ca să mai călcăm pe ei, că e foarte important. Am învățat de la... Anca de Mancea, de la Feng Shui, și mi-am pus niște monezi sub prag pentru abundență, ca să am noroc la bani. Să atragi bani. Și nu trebuie să disperăm. Că atunci când ne legăm foarte mult de finanțe, atunci nu vin. Deci trebuie să fim și relaxați și să gândim și pozitiv ca să atragem banul. Da. Noi oricum trebuie să gândim pozitiv tot timpul. Și am auzit o chestie cu căței de usturoi. Ne protejează de energiile negative? Nu ne bazăm noi pe usturoi, pe ceapă, pe alea, că și-a pus usturoi la ușă. Lasă-mă cu usturoi la ușă. Nu e nicio sfârâială. Casa mea e un cântec cu apuri ample, e o casă.